văzut un val de optimism, că e pace între guvern și președinte. Eu nu îmi fac asemenea iluzii și n-aș vrea să iluzionez pe nimeni. Nu e deloc pace și nici nu cred că va fi pace până în decembrie, când vom avea un președinte care va înțelege să fie președinte arbitru și nu președinte jucător. Seara a fost doar un armistițiu impus de două lucruri, de votul Parlamentului de marți și de realitatea regională și europeană. Uniunea Europeană și partenerii noștri transatlantici au nevoie de o Românie